Ministrul de Interne a dispus urmărirea membrilor familiei mele. Deci el nu poate să mă urmărească pe mine pentru că eu am pază de stat. Dar el se poate ocupa de membrii familiei mele. Sau dacă să vorbim despre... Sigur că e ilegal, asta este un abuz, dar asta se întâmplă. Deci astea sunt elemente de sistem abuziv. Și ceea ce trebuie să facem noi este să avem grijă să construim. Și pot să vă mai spun un lucru, de exemplu, personajul care v-a pus camere video dumneavoastră în dormitor este încă în sistem și încearcă prin instanțele de judecată, deci prin instanța de judecată, să rămână în sistem. Și ceea ce trebuie să facem noi este să ne facem ordine, să scoatem toți oamenii ăștia din sistem, să avem procuratură care să-i sancționeze și să ne asigurăm că avem instituții puternice și curate și procese corecte ca să nu ajungem să ne confruntăm cu probleme grave. Totuși, câți membri ai familiei noastre sunt urmăriți și de cât timp? Cel puțin câțiva. Nu vreau să dau mai multe detalii, dar am această informație. De ceva timp, de câteva săptămâni cel puțin. Le sunt ascultate telefoanele sau chiar urmăriți unde merg? Inclusiv fizic. Sunt urmăriți. Și care vor fi acțiunile și dumneavoastră? Și asta se întâmplă nu doar în raport cu mine. Și care asta vor fi acțiunile dumneavoastră? Asta se întâmplă și în raport cu alți oameni politici care nu fac parte din Partidul Socialiștilor. Care sunt acțiunile mele? Acțiunile mele sunt, în primul rând, să curățăm instituțiile. Dacă să curățăm instituțiile, trebuie să avem un parlament care să susțină acest lucru. La comandă cui se face asta? Clar că la comanda socialiștilor, dacă ministrul Voicu se ocupă de asta. Veți depune o plângere în acest sens? Nu, nu o să depun o plângere, o să apelez la cetățeni să meargă la vot, să voteze pentru oameni onești și așa o să ne asigurăm că o să avem miniștri de interne care să respecte drepturile oamenilor, așa o să avem alte instituții ale statului care să respecte drepturile cetățenilor și să nu comită aceste abuzuri și să-i sancționeze pe toți cei care au comis până acum abuzuri.